Cei care s-au născut în zodia Balanței vor avea în ziua de 24 aprilie discrete probleme legate de alimentație, nu de sănătate. Adică nu este vorba de o stare organică alterată, ci de niște predispoziții interioare spre anume alimente sau spre un anume fel de abordare a hranei. Nu este exclusă acceptarea unor restricții, a unui post, a unor limitări autoimpuse, nu ca o recomandare medicală. Între 24 aprilie, după ora 19 și 26 aprilie, seara, luna va străbate zodia Balanței. Se va plasa în casa întâi a celor născuți în acest semn zodiacal, va fi de partea lor un sprijin. Le va da măsură, diplomație, tact, nuanță, suplețe, abilitate de a sesiza lucrurile mai greoaie sau mai ascunse sau mai complicate și va genera niște impulsuri la fel de modelare și moderare a unor exagerări induse de celelalte trei planete aflate în tranzit pe brațele crucii cardinale, adică Pluton în Capricorn, Chiron în Berbec și Marte în Rac. În felul acesta, Luna va crea o zonă tampon și nu le va permite acestor posturi planetare să creeze disfuncții majore. De aici și starea de oarecare bine interior, de echilibru relațional sau de calm și demnitate, măsură și prudență în toate. Între 26 aprilie, după ora 19 și 28 aprilie spre seară, axa celor două case ale banilor, bunurilor, câștigurilor și demersurilor legate de un avantaj material va fi puternic pusă la încercare, mai întâi de tranzitul simplu al lunii prin casa a doua, a banilor câștigați din muncă proprie. Apoi, pentru că în ziua de 27 aprilie aceasta se va afla în postura de lună plină în Scorpion, se poate vorbi și de impactul unui context astral încărcat, dinamic, dar mai greu de acceptat în consecințe și în provocări. Poate să inducă o stare de alarmă interioară, de neliniște cu privire la viitorul salarial. Apoi poate să introducă o predispoziție cam conflictuală, așa, cam bătăioasă, cam combativă sau chiar intolerantă, ori de câte ori se va pune în discuție problema unui venit sau a unui bun care trebuie împărțit. În urma unei despărțiri de soț, în urma ieșirii dintr-o firmă, în urma unor decese sau a punerii în aplicare a unor testamente și acte succesorale. Doar că lucrurile nu sunt liniștite, e destul de multă hărțuială între nativi și cei care au interese similare pe același bun sau pe aceeași masă succesorală. Acest lucru nu este nou, eu l-am tot spus de două săptămâni încoace. Nouă este ridicarea uriașă a acestui potențial de conflict interuman, dar și radicalizarea interesului pur și simplu material, oameni care până acum poate nu s-au implicat din punct de vedere bănesc și patrimonial chiar atât de puternic. Acum, pe fondul unor conflicte, au și ei ambiția lor, voința lor, dorința lor și încep să intre într-un joc care până mai ieri era străin de atitudinea și convingerile lor. Mai ales că balanțele nu sunt chiar atât de vindicative, acum se radicalizează. Asta este situația. Impactul lunii pline în Scorpion nu este doar de moment. El va trasa niște culoare, niște bulevarde de acțiune pentru viitorul an. Se va încheia la anul pe vremea asta, când următoarea fază de lună plină în Scorpion va pune punct tuturor celor declanșate acum și va deschide un alt circuit. Este de ținut cont de tot ceea ce se spune, se rostește și toate gesturile care se fac în plan personal sau oficial cu privire la bani, bunuri, venituri sau dosare pe o temă care ar trebui să susțină un interes material. Poate fi vorba și de o sponsorizare, de o finanțare, de un ajutor, de un demers pe lângă instituțiile statului cu privire la o chestiune care are nevoie de susținere, dar care, iată, acum nu o mai primește. Relațiile interumane se destramă, cele ale nativilor cu instituțiile se complică, legislația de ultimă oră vine și introduce elemente care fac de-a dreptul imposibilă punerea în practică a unor dorințe sau a unor circumstanțe individuale. Între 28 aprilie, după ora 19 și 30 aprilie spre seară, mecanismul de comunicare destul de oneste, de corecte. Cei născuți în zodia Balanței vor fi antrenați în dialoguri profitabile până la un punct, pentru că pot să afle din acel schimb de impresii și informații diversi interlocutori lucruri necesare lor, care la un moment dat pot să umple un gol de cunoaștere sau să le dea explicația necesară sau să le lărgească orizontul de înțelegere și cunoaștere printr-un plus de evidență. Vor ține cont de ceea ce trebuie
să fie luat în calcul, își vor da seama că multe aspecte de care se cramponau sunt fleacuri, sunt inutile și mai ales îi și împiedică. Dar acest lucru, până nu demult, până nu vor fi fost atenționați, nu aveau cum să-l înțeleagă. Posibile deplasări și în străinătate și deplasări scurte în țară nu sunt asociate cu necazuri, cu complicații, decât că sunt sporadice. Mai degrabă aș spune că se discută despre viitoarele deplasări decât se efectuează unele concret în aceste zile. Din după amiaza zilei de 30 aprilie și ulterior pe 1 și 2 mai, activități casnice domestice, obligații de familie care trebuie duse la bun sfârșit, preocupări legate de existența părinților sau de niște contexte care presupun administrarea unor bunuri în regim comun. Coproprietate. Aici lucrurile sunt mai complicate pentru că cei născuți în balanță ar dori să simplifice lucrurile, să limpezească un statut sau să tranșeze un conflict mai vechi pe ideea separării. Dar iată că acest lucru nu este foarte posibil pentru că intervin tot felul de alte mecanisme de gândire, reacții, interese, care nu sunt întotdeauna rostite explicit și atunci cei născuți în balanță au un sentiment de nesiguranță, nu știu pe ce să se bazeze, sunt tratați cu indiferență. Falsă, de fapt, e o strategie, sau li se oferă răspunsuri ambigui, din care înțeleg că respectivii nu vor să se implice, nu înțeleg, se eschivează. Din această perspectivă, lucrurile în plan patrimonial, care țin de familie, nu se vor rezolva. Adimpotrivă, cred că se vor complica și vor avea darul să-i scoată din sărite pe câte unii dintre cei născuți în balanță, pe ideea că nu se mai termină acest șir de încurcături și de probleme care se consolidează așa și se alimentează, se susțin unele pe altele, dar pe care de fiecare dată el și numai el trebuie să le rezolve.